Problemele timișorenilor cu privire la traiul din România sunt împărțite. În rândul nemulțumirilor se numără și pensiile mici, care cu greu le ajung acestora de la o lună la alta. Mâncare, îmi trebuie. Deci pensia este mică, 1.700 vechi, dar îmi ajunge de pensia de mâncare și de medicamente, atât că v-am spus că în casă nu mai cumpăr. Mereu și luai, te băgai în ăsta și luai mâncare cu 10 lei, mâncai și felul 1 și felul 2 și o bere dacă vrei să bei o bere. Îți mai rămânea un leu 2. Acum, ce faci cu 10 lei? Acum trebuie să merg la Doamne, iartă-mă la Budă cu ei. Nu. Nu mai faci nimic. 100 de lei dacă vrei să mergi acum să iei ceva din alimentare, plasa asta, da, de unde? Atâta iei și cât? 100 de lei, un pumn de ăsta. Lista nemulțumirilor înșiruite de către cetățenii poate continua, de la dorința de a se reconstrui un nou guvern al țării până la problema mizeriei din anumite zone ale orașului. Mi se pare frumos. Frumos. Dar aspecte negative, ce vi se pare urât în Timișoara? Pe curățenia. Vi se pare murdar orașul? Cum a venit cu tramvaiul, că eu mă duc în Iosefin, acolo iau autobuzul. Deci ar trebui reconstruit guvernul de la zero? De la zero. Și președinte, și tot. De la zero ar trebui. Că nu, altfel nu mai merge, vă spun sincer. Că noi n-am putut vorbi, că de așa mă vorbim, că tot acolo rămânem. Chiar și lipsa de apreciere a agricultorilor români de către stat este motiv de revoltă pentru cetățeni. Vi se pare că nu sunt apreciați agricultorii români? Nu. Asta așa au distrus agricultura, au distrus industria. Ei nu fac ce-au făcut Ceaușescu până în lumea și pământul. Pe de altă parte, unii timișoreni sunt încântați de amenajarea și de estetica orașului, dar și a țării noastre. Foarte frumos, e ok așa, ne place. E cel mai frumos oraș pentru noi. Pentru noi e foarte frumos. Pare o țară frumoasă, țara noastră. Da, e chiar foarte frumoasă din punct de vedere de amplasament geografic. Are munți, are câmpii, are ape, are de toate. Părerile timișorenilor cu privire la orașul, dar și la țara în care aceștia locuiesc, înclină balanța către a aprecia România, remarcând diversitatea geografică cu care țara noastră a fost înzestrată, dar și estetica bine detaliată a Timișoarei.